acest gen, din sucursala noastră, și face parte din politica investițională pe care am manifestat-o în cei 2 ani de mandat. Și vreau doar să vă dau câteva cifre concrete, reale și palpabile. Dacă în anul 2020, în primul an de mandat, ne-am preocupat de modernizarea flotei auto și asta a însemnat achiziționarea pentru sucursala regională Craiova a 29 de autovehicule, mai exact 16 Renault Master și 13 Dacia Docker, o investiție care nu mai fusese la Poșta Română de 7-8 ani de zile în flota auto. Și sunt palpabile, le vedeți cu toții, circulând prin oraș, ducând colete la ușa cetățenilor. Totodată, în anul 2021, de la sfârșitul anului, am început investițiile în dotările și echipamentele IT. Și vorbesc aici de 379 de stații și monitoare, care sunt deja funcționale în oficiile poștale din Oltenia. Este o investiție foarte importantă. Vorbim de 379 de stații complete, 22 de multifuncționare laser, 105 scanere fixe și mobile și în continuare trebuie să sosească aceste dotări în oficiile noastre. Tot așa 21 de laptopuri pentru agenții noștri de vânzări, pentru conducerile din cele 5 județe din sucursarea regională Craiova. Dar cele mai importante sunt investițiile și reparațiile curente. Mă refer aici la clădirile noastre, la infrastructura noastră. Da, știm că nu suntem perfecți, știm că mai avem foarte multe clădiri de renovat, de reabilitat, dar fiind o companie de stat, gândiți-vă că toate aceste investiții le facem din ceea ce produce compania. Pentru absolut toate investițiile pe care le facem trebuie să existe o fundamentare economică. Și în anul 2020 am reușit reabilitarea și renovarea unui număr de 11 obiective cu o valoare totală de 1.422.886 de lei. În anul 2021, 12 obiective cu o valoare de 320.135.000 de lei. Iar pentru anul 2022 ne propunem un plan de investiții și reparații curente, un număr de 22 de obiective cu o valoare record de aproape 2.500 de lei fără TVA. Și să sperăm că nu vom avea probleme cu licitațiile și cu toate procedurile și vom reuși să reabilităm aceste obiective deosebit de importante. Am vrut să vă vorbesc despre ceea ce am făcut în acești 2 ani de mandat. Sunt investiții foarte importante care au lipsit cu desăvârșire în perioada 2012-2020 și îl invit pe domnul director general să vă transmită gândul dânsului și apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc că am venit aici. Nu mă așteptam să fie așa de multă lume. Cum știți, nu există companie fără probleme, cum nu există loc de fixuri fără probleme. Da, le-am consumat. Ați avut ce să scrieți. Avem o companie cu foarte mult potențial. E o companie cu potențial de optimizare fantastic. Că înainte să vin la Poșta Română, nu mă gândeam niciodată că o să lucrez aici. Și am ezitat când am hotărât să vin la companie, pentru că compania în sine are o imagine căpuită. Dar așa cum m-am hotărât să mă întorc în țară după 10 ani în America, să facem ce trebuie în țara asta, și am zis și la Poșta Română trebuie să merge acolo unde e cel mai mare nevoie de aptitudinile mele. Că venim la Poșta, este o companie cu mult potențial, din fericire, într-o industrie care e în continuă creștere. Așa că avem oportunitatea aceasta de a pune compania pe picioare pentru că există nevoie de serviciile Poștei. Dar în același timp avem și o mare provocare că este o companie în care nu s-a mai investit foarte mulți ani. Nu s-a mai investit în resursa umană, nu s-a investit în tehnologia companiei. Vă spun că nu s-a investit nici în strategia de dezvoltare a companiei, planurile de management. Dacă vă uitați la planurile de management din anii trecuți, observăm același text copiat în mod constant. Și vă spun că asta văd și în propunerile bugetare. Se copia în mod constant propunerile din anii trecuți, fără să se prelucreze, să se regândească un pic necesitățile respective. Companie mamă, 24.000 de angajați, 1.4 miliarde.
miliarde de cifre de afaceri, 5600 de subunități, mii de servicii. Nu e ușor să pui pe picioare și ceea ce e bine, dacă ar fi fost ușor, ar fi pus o alții de mai. Avem trei direcții de dezvoltare ale companiei. Pe de-o parte încercăm să identificăm exact unde ne aflăm acum, unde este compania, care este nevoia de personal, unde trebuie să începem salariile, unde trebuie să investim prioritar. Deci, practic, facem un recensământ al companiei care durează și care sper că o să ne ofere informațiile necesare să mergem mai departe. Planul al doilea este să investim efectiv în companie, ceea ce înseamnă investiții în produse noi sau pur și simplu regândirea și repregătirea produselor pe care le avem deja existent. Și nu în ultimul rând, investiții în angajații noștri. Mărire de salarii, training-ul lor și oarecum pregătirea angajaților poștei pentru ce înseamnă business-ul nostru în anul 2022-2023 și așa mai departe. În mod concret, avem pentru prima oară în istoria poștei un memorandum trecut de Guvernul României. Este o direcție clară setată de acționarul majoritar în care ne spune unde trebuie să ducem companie. Avem și componente de digitalizare. Poate principalul proiect aici este deploymentul acesta a 3.000 de cutii postale digitale, care practic dublează numărul de cutii postale de pe piața actuală. Asta doar în primul an. Aici ne ajută și pe noi să fim mai aproape de clienți. Din 5600 de puncte de subunități postale, o să putem să interacționăm cu clienții noștri în alte câteva ambiții. Evident, e un avantaj comercial pe care vrem să-l păstrăm și pe care vrem să insistăm și în anul următor. În funcție de cum merg lucrurile, sper că o să putem să creștem la 5.000, 10.000, 15.000, depinde foarte mult de piață. Numai că este o investiție strategică pe care ne vom axa în perioada următoare. Sigur că da, modernizarea companiei administrative, tot ce înseamnă digitalizare, soft de poștă, ca timpii de așteptare în oficiile poștale să nu mai fie atât de lungi. Practic, mergem în orice companie de poștă, vorbim de secunde, 10 secunde, 15 secunde, din clipa în care un client este în fața oficiantului, în fața ghișeului, până când rezolvă problema. Noi la poștă vorbim de minute. Deci avem o bună bucată de drum de recuperat acolo. Dar există soluții, au trecut și alții prin procesul acesta de modernizare, putem să facem și noi și cred că putem să facem și repede acum. În ultimul rând avem nevoie de digitalizarea funcțiilor interne administrative. Nu vă ascund faptul că MAPA e zilnic documentul principal care circulă prin companie. Fie că vorbim de referate, fie că vorbim de cereri de concediu de odihnă sau orice alt document în companie, totul este scris pe hârtie. O companie cu forța poștei, cu capilaritatea poștei, nu poate să performeze, nu poate să reziste dacă nu se mută de la birocrația aceasta către ceva mult mai digital. Nu trebuie să treacă o cerere de concediu de odihnă nu trebuie să treacă prin la 3 persoane, să aibă nevoie de 3 semnături, pe aceeași foaie de hârtie. În mod normal se aprobă într-o aplicație online, un simplu click. Bun, și așa mai departe. Planuri de cumpărat mașini, anul ăsta avem să luăm încă 200. Planuri de cumpărat uniforme pentru angajații noștri, să cumpărăm tricouri, cămăși. Contează foarte mult și partea aceasta de imagine și este și unul dintre puține lucruri pe care le putem face pentru ei acum. Mări de salarii, cum scrie și memorandum, 15% creșterea salariului minim și multe alte lucruri pe care le avem acum. N-aș vrea să insist foarte mult cu prezentarea mea, vă garantez că pot să vorbesc despre poștă
Dar mai degrabă aș vrea să vă ascult pe dumneavoastră ce subiecte credeți că este de interes pentru Craiova, pentru Oltenia și vă stau la dispoziție. Vă stau la dispoziție. Încă 200 de mașini pentru regiunea Craiova sau la pentru compania? Ah, ok. Deci noi avem așa, avem achiziția se face centralizată, e o companie foarte centralizată, începem să descentralizăm luarea deciziilor, dar și aici este un proces greu. 200 de mașini la nivel național, nu știu câte o să revină la nivel de sucursală, vrem să mai rămân cu 1000 de calculatoare, am luat 35 ani trecut, vrem să mai rămân cu 1000 acum. Vedeți, problema este că nu poți să cumperi prea mult deodată, că nu știi dacă compania poate să absorbă toate aceste investiții. Vă dau un exemplu. Avem 900 de comunități poștale care au acces la internet. Deci au un calculator cu un serviciu online care se pot face de la transfer de bani până la alte operațiuni poștale. Am zis să creștem semnificativ numărul acesta și anul acesta am tras internet în 1500 de locații, deci încă vreo 600 în plus. Mi se întâmplă des ca angajații din oficiul poștal X, care n-a avut până acum calculator și se pune un calculator în față cu internet, să nu se bucure că devine mai productiv, că își face munca mai ușoară, că nu mai scrie în formulare de tipsul. E o provocare pe care noi trebuie să o luăm în considerare atunci când cumpărăm lucruri. Degeaba cumperi mii de calculatoare și le pui peste tot, dacă nu sunt și folosite. Și schimbarea aceasta de mentalitate din cadrul companiei necesită timp. Pentru că, până la urmă, angajații pe care îi avem acum sunt angajații care au ținut compania asta în viață, atâția ani, știți că s-au lăsat mizere, și am avut angajați fideli. Des venim angajați care au 30-40 de ani în cadrul companiei. Trebuie să ne gândim și cum să facem această tranziție de la o companie prăfuită la o companie modernă, cu servicii de calitate, dar în același timp să avem grijă și de oamenii ăștia care nu au fost fideli la atâția ani. Dacă salariile sunt mizerie, cum trebuie să atrage forțe de muncă digitalizată mai târziu? Păi le creștem în primul rând. Deci noi avem salariul mediu în companie de 1800 de lei. Avem aproape 700.000 de angajați, netul, da. Avem aproape 700.000 de angajați care au fie salariul minim pe economie, fie puțin peste salariul minim. În industrie, salariul este undeva între 2000 și 2400 de lei. Deci avem de recuperat această diferență ca să fim competitivi. Dar noi avem planul și mai ambițios. Vrem ca Poșta Română să fie compania care plătește cel mai mult. Așa că pe lângă salariul fix, implementăm acum și un sistem de bonusare în care aproape toate produsele noastre, fie că sunt produse poștale, fie că sunt produse extra-poștale, să reprezinte o modalitate prin care angajații noștri să-și mărească venituri. Sigur că da, există și aici o perioadă de acomodare. Avem acest serviciu de încasat facturi. Pentru acest serviciu, Poșta Română încasează 2,5 lei. Noi am zis, din această sumă, o parte să meargă la, fie la oficiant, fie la poștaș. Când îi spui unui om că poate să-și îmbunătățească salariul dându-i câte un leu, pare jignitor. Dar în realitate, dacă pentru fiecare produs angajații noștri pot să-și adauge la salariul câteva sute de lei, vă asigur că salariile din Poșta Română o să fie foarte competitive. Mai mult, avem acest contract de citit contoare. În Constanța, de exemplu, avem un angajat care reușește lună de lună să câștige în plus față de salariu peste 2000 de lei. Și practic își dublează salariul din citit contoare. Este o practică des întâlnită în casă, să opre acest incentiv pentru că trebuie angajați. Acum ține totul pentru tine ca companie. Acum să faci. A mai existat această politică și anterior a funcționat? Sau a încercat cineva să implementeze? Să știți că nu inventez aproape nimic la Poșta Română. Doar fac lucrurile puțin mai bine.
Sistemul de bonusare a mai fost, pe agenda companiei, există reglementări interne, dar nu s-a fost implementat. Anul ăsta de intenție. Din diferite motive. Nu știu ce s-a întâmplat. Trecut, vă spun că acum ne-a fost și nouă greu, implementăm greu, unele lucruri total obiective. Nu că trebuie să ai sistemele, aplicațiile interne care să contorizeze toate aceste tranzacții, dar și acelea de mentalitate în care vă spun, îi ofer omului posibilitatea să-și crească veniturile și de multe ori spune, nu, vreau salariu. Atunci trebuie să-l convingi, să-i arăți că ăsta e viitorul, că nu ai cum să-i crești salariul foarte mult, peste noapte, dar în schimb poate să-și rotunjească veniturile în felul acesta. Dacă am fi avut câteva sute de angajați, câteva mii, poate când ar fi fost mai ușor să mărim la tot. Când ai 24.000 și 100 de lei, dacă o dai inclus la salariu, înseamnă diferența între copii și pierderi pentru companie. Am să vă întreb în legătură cu produse de alimentare pe care le-ați introdus în oficiile voastre, se va implementa serviciul și la Craiova și cum funcționează lucrurile, adică de unde achiziționați aceste produse și de ce ați implementat serviciul? Mă referiți la proiectul cu Oșan, nu? Da. Păi, nu e nimic nou pentru Poșta Română. De 30 de ani avem acest sistem de consignație, de vândut produse cu amănuntul, practic. În trecut, nișa aceasta de business reprezenta mai bine de 5% din cifra de afaceri a companiei. Acum a scăzut sub 1%, nesemnificativ. Și aici avem două direcții de dezvoltare. Odată mi-am dorit ca o companie prestigioasă și serioasă cum e Poșta Română să lucreze cu companii care au, care sunt pe aceeași, care au aceeași greutate. Pentru că acum avem poate sute de companii care vin și își vând câte un produs în oficiile poștale. Este un coșmar administrativ pentru noi să manageuim fiecare contract de genul acesta în parte. Și vă spun că de multe ori nu este nici prestigios. În trecut am vândut tot felul de lucruri, de la hârtie igienică, la săpun, la detergent. Încercăm oarecum să dăm acestui business o formă cât mai profesionistă. Vă spun că nici aici nu ne-am întrebat. Odată că s-a făcut în Poșta Română de 30 de ani, și în al doilea rând pentru că aceste magazine de proximitate funcționează în absolut toate țările, toate companiile de poștă au activități poștale în acest tip de, magazin. Este o modalitate de a reduce costuri. Gândiți-vă la Poșta Română, avem 1500 de subunități poștale, avem 10.000 de metri pătrați, care mănâncă resurse fantastice. Și puteți observa, când în opțiunea poștale, că foarte multe arată prost, decorat. Nu motiv, nu era voință, ci pur și simplu un oficiu poștal, nu aduce suficienți bani, suficiente venituri, încât să se întrețină. Adică să existe bani pentru renovări, pentru schimbat de mobilier, pentru schimbat de geamuri, cum se spală. Așa că trebuie să găsești o cale de mijloc. Am preferat să nu inventăm noi nimic, ci să mergem pe o cale deja bătătorită de alte companii din Europa și în UK putem să vedeți și mai bine acest sistemul în care ai servicii poștale în magazine de proximitate. Nu știu dacă o să ajungă în Craiova, deodată este un proiect pilot în Pitești, 4 oficii poștale, vedem ce se întâmplă, vedem cum decurge parteneriatul, sunt 150 de produse, acum unele sunt într-adevăr alimentare, altele sunt nealimentare, papetărie și ce considerăm că ar fi de interes pentru clienții. Bine, dacă vreți să revoluționați Poșta Română, dar vă întreb, ați auzit vreodată o expresie de genul am plătit anul la întreagă pentru că poștașul a adus foarte târziu la media respectivă în cutia poștală. Sau am găsit în cutie un document pe care scria asemănat cu prioritate. Sau, eu știu, un alt document mi-a ajuns foarte târziu când am mers la furnizor și a zis că devine Poșta Română. Adică revoluționați serviciile, dar totuși vârfurile oamenii care ajung la noi acasă au o mentalitate cam învechită. Și din cauza asta suferim și noi, fără nicio risc.
Câte companii de livrat clipuri există în România? E o întrebare de pe dumneavoastră. Dacă îmi trebuie nou de pe stradă, cine aduce clipul? E poștaș. Pentru clientul nostru și clienții români în general, nu există o altă companie de livrat clipuri. De vorbim de facturi, de alte clipuri de clipuri. Vedem că acum vreo lună a fost un caz în Focșani, în care o companie privată nu și-a făcut treaba cum trebuie, a aruncat cutii întregi de facturi la noi și toată lumea era supărată pe Poșta Română. În general, lumea e supărată pe Poșta Română pentru că nu înțeleg sau nu știu că nu suntem singuri pe piață. Diferența între noi și ceilalți este că, de departe, Poșta Română oferă cele mai bune condiții, cea mai bună calitate pe livrat, facturi, recomandate și așa mai departe. Nu spun eu asta, spun eu acum. Dacă sunteți curioși, puteți să mergeți acolo și să vedeți. Deci această imagine proastă pe care o are Poșta Română, de cele mai multe ori, sau de multe ori, este nemeritată. Pentru că avem companii private care oferă servicii mult mai proaste decât compania Poșta Română. Și se răsfrânge în mentalul colectiv asupra noastră. Asta nu înseamnă că noi suntem fără pat. Avem și noi aceleași probleme. Multe ori poștașul preferă să lase bilețelul în cutia poștală și după aceea, în loc să meargă din nou, a doua oară, a treia oară, cum sunt instrucțiunile, lasă scrisoarea în oficiul poștal că e mai simplu și așteaptă să vină clientul din oficiul poștal. Doar o mică completare. Cred că acum două luni de zile, chiar și dintre dumneavoastră, dintre cei care sunteți la masa asta aici, nu mai vorbesc de foarte multe persoane din Craiova, mă apelă, domnule, am găsit un bilețel, un aviz, cum spune, că pe strada Toporaș trebuie să ne prezentăm, dar mie nu mi-a bătut nimeni la ușă. Foarte multă lume a crezut că sunt trimiteri expediate de Poșta Română. Nu, erau de un concurent al nostru de pe piață și vreau să vă spun că au fost măcar 10-12 persoane care m-au abordat pe mine personal cu această situație. Deci este o confuzie foarte mare. Toată lumea are percepția că toate trimiterile sunt aduse de Poșta Română și m-a dat un exemplu în Craiova. Am remarcat și că și colegi din presă, chiar unii dintre dumneavoastră, ați scris despre această problemă. Mai mult, nu mai vorbesc că un articol poate ușor tendențios scria că poștașii nu aduc, cu toate că în cadrul articolului se preciza clar despre că este vorba despre o firmă privată. Dar poștași, pentru unii, nu înseamnă doar angajatul Poștii Române. Da. Adică sunt multe confuzii. Nu contest și noi avem probleme. Suntem conștienți și noi. Credeți că domnul director va vorbi despre toate demersurile acestea, de modernizare, de tehnologizare, de digitalizare, cât mai ales pe partea de resursă umană, de creșterea salariilor. Și noi suntem conștienți că având salariați care muncesc pe salarii atât de mici, niciodată nu vor da randamentul unor oameni foarte bine pregătiți, foarte bine motivați. Din acest motiv, stăm foarte mult de vorbă cu ei, am încercat pe cât posibil să-i îndrumăm, să-i corectăm, că și dacă ne chitim cu sancțiune, că foarte multă lume ce le dăm sancțiuni, le dăm. Dar și cine vine, cum punea mai devreme colegul dumneavoastră întrebarea, cine vine în loc. Toți persoane, din acest motiv, demersul domnului director, nu știu dacă v-a vorbit despre reformarea administrației centrale a Poștei Române. Compania mamă la București, deci administrația centrală are aproape 1000 de salariați. Dânsul și echipa dânsului vor să reducă organigrama cu 400 de posturi. Sunt vorbind de 400 de posturi TESA. Un post TESA cam ține 3 posturi de operativ. În acest motiv sunt negocieri intense cu sindicatul, că poate și aceste aspecte le-ați urmărit în presă, cel mai preponderent în presa centrală. Gândiți-vă că 400 de posturi TESA eliberate pe bază de profesionalism, nu pe bază de concurs, ne-ar putea ajuta să creștem salariile tuturor angajaților noștri din operativ. Deci să înțelegem că numărul de la TESA, cei de la birouri, este foarte mare și cei poștași sunt puțin la număr? Sunt optim la număr, dar muncesc pe salarii mult prea mici. Și asta ar echilibra salariile. Gândiți-vă că o creștere
creștere poate de 200-300 de lei la salariul unui factor poștal sau unui eficient înseamnă foarte mult. Și suntem conștienți din acest motiv, domn director vrea să facă această reformă a administrației centrale. Odată pentru a reduce și a eficientiza activitatea salariaților din administrația centrală, cât și pentru a transforma Poșta Română într-o companie care să aibă o cultură organizațională, o organigramă modernă, efectiv de multinațională, nu de companie de stat. Dânsul are și o altă mentalitate, are și o altă viziune. Vă dați seama că studiile pe care le-au făcut în America, în experiența de lucru pe care o are în America, poate veni cu această îmbunătățire în managementul companiei. Mulțumesc pe poștă și... Bine, Compania Națională de Poștă e, cum se spune, e o instituție de unde se iese la pensie, probabil și de asta oamenii, generațiile au trecut, oamenii au rămas, așteaptă pensionarea, mă rog, dorința de a lucra nu mai e aceeași. Dar ce v-au spus oamenii, efectiv, de aici, din zona noastră, angajații, de ce s-au plâns cel mai mult? Știu că mulți au probleme cu transportul în sine, să ajungă la diverse destinații, adrese. E dificil, întâlnesc câini, am văzut aici că vreți să cumpărați și biciclete electrice, motoscutere, ATV-uri. Puneți ATV-uri pentru zona montană, în unele cazuri. Dar ce v-au spus oamenii mai exact, angajații? Angajatul din poștă este extrem de prietenos. Pentru că el nu vine să ceară tăcăducul de bun simț. Și ce v-au spus ceva? N-am geat. Ok, asta vrem să știm. Vot altul să meargă și ce lucru de bun simț. Salari, au nevoie de salari, au nevoie de uniforme, de echipament. Niște lucruri pe care ei le-au au crescut cu ele în Poșta Română și la care țin foarte mult. Condiții de lucru, tot ce înseamnă, nu mai avem geamuri cu din lemn, ci să avem geamuri din termopan. Să nu mai intre vântul, să montăm mai condiționat, să nu mai stai în căldură. Lucruri de bun simț. De minimă necesitate. De minimă necesitate. Și facem toate lucrurile acestea. Anul acesta investim în 200 de unități. Valoarea investițiilor este egală cu toate investițiile făcute în ultimii 10 ani cumulate. Există o mare sete de investiții în Poșta Română, de schimbări în Poșta Română și care, din păcate, oricât efort am depune, nu le putem rezolva peste noapte. Și mai spun un lucru care este, toată lumea trece cu superficialitate. Poșta Română este cu un picior în piața liberă de curierat. Nu primim niciun fel de ajutor din partea statului, dar cu celălalt picior suntem extrem de reglementați de statul român. Tot ce înseamnă curte de conturi, curte de conturi al ministrului, legislație specifică companiilor de stat, achiziții. Deci noi, ca să ne cumpărăm mașini, a explodat piața de curierat în 2020. O companie privată a mers la magazin și a cumpărat 100 de mașini peste noapte. Relativ. Poșta Română, ca să cumpere asta, are nevoie de un an de zi. Sau măcar 6-7 luni. Am impresia că de multe ori lumea nu înțelege greutățile care ne confruntăm noi din punct de vedere birocrat. În reglementări din anii 60 și 70. Nu e de ajuns să fii cu un business plan foarte profesionist. Nu e de ajuns să cumperi tehnologie. Nu e de ajuns să lucrezi la mentalitatea angajaților, la produsele noastre. Trebuie să dedici resurse și energie chiar și pe partea asta legislativ. Că nu poți să faci ce vrei, că nu ești companie privată. Dar e ok și așa, pentru că și noi, ca Poșta Română, avem nișa noastră de business. Facem lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate face. Doar Poșta Română le poate face. Și le facem foarte bine. 5% din masa monetară a țării trece prin Poșta Română. Dacă Poșta Română n-ar putea să ducă pensiile, nimeni altceva n-ar putea să le ducă. Lucrul ăsta e un efort fantastic. Gândiți-vă că a doua cheltuială din Poșta Română, după salarii, este cumpăratul de cash. Noi cheltuim sume fantastice în fiecare lună să cumpărăm cash ca să putem să ducem pensii.
funcționează banii în cont, nu mii de euro. Avem un întreg aparat care se asigură că tot cursul acesta de cumpărat, nu trebuie să găsești banii pe piață. Nu există, nu e de la bănci comerciale, e o întreagă piață aici. Trebuie să te asiguri că ai banii ăștia ca să livrezi pensiile. Statul român îți dă, ai contractul, nu? Să livrezi, dar statul român nu spune la dispoziție infrastructură. Nu este o chestie asta. Așa că sunt, e o companie fascinantă și îmi doresc foarte mult ca prin genul acesta de întâlnit, atât dumneavoastră, cât și românii în general, să cunoască mai bine Poșta Română, potențialul pe care are compania asta și câte lucruri extraordinare putem să facem pentru țară. Mai am un exemplu pentru dumneavoastră. Avem o responsabilitate de a pregăti viitoarele generații. Și încă de anul trecut am demarat câteva proiecte în a investi, în a acorda burse elevilor și studenților. Dacă ne-am hotărât să facem lucrul acesta, ne-am dat seama că nu avem cadrul legal. Poșta poate să ofere bani, ca orice altă companie, burse elevilor români sau studenților. Dar putem să oferim burse celor care studiază în domeniul de activitate al poștii. Ce să vezi? În România nu există legal meseria de lucrător în logistică. Și avem peste 200.000 de oameni care lucrează în domeniul acesta. Așa că le-am pus pe scris, am pregătit documentația, cât de-am priceput. Am trimis-o la Ministerul Muncii ca să înființăm trei meserii noi de lucrători în logistică. Beneficiu poștei, dar și beneficiu întregii industrie. Nu știu dacă ați observat, dar România e deja un hub logistic. Numai că, așa cum se fac lucrurile la noi în țară, e un hub logistic natural. Adică puțin dezorganizat. Mai vezi o companie mare care își deschide, nu știu ce, centru într-o parte a țării, alta în altă parte a țării, fără să existe o gândire strategică de construit infrastructură rutieră, infrastructură, hub-uri intermodale, poate e bine să le punem lângă porturi, poate e bine să le punem lângă infrastructura de căi ferate. Deci așa mai departe. Asta am făcut. De anul trecut ne chinuim să actualizăm polul meserilor din România, ocupaților din România, astfel încât să putem să oferim aceste curse, încât să aducem copii la liceu, să-i ținem în școală și când ies de acolo, ies cu o meserie care se caută acum pe piața muncii, nu cu una care nu are căutat. Așa că și prin intermediul dumneavoastră, dacă un liceu doar din zona Olteniei sau unde aveți dumneavoastră acoperire, este interesat să își înființeze o clasă duală cu specific de logistică, domn director le stă la dispoziție încât să le oferim tot sprijinul necesar, să le oferim acel număr de burse, încât să fie mai competitiv ca instituție de învățământ, dar și noi ca țară să ne educăm viitoarele generații în meserii ale prezentului, măcar dacă nu are viitor. Nu există o limită. Nu vrem să punem, se spune, carul înaintea boilor. Deocamdată... Nu am oferit nicio bursă. Noi vrem să le oferim, dar avem cadrul legal să le oferim. Împingem documentele între noi și Ministerul Muncii. La punctul 5 din memorandumul dumneavoastră, vorbim de externalizarea serviciilor care au fost prin necesitatea de companie. Dacă ați putea să ne spuneți la care serviciul face de companie, ați vorbit de produse noi. Dacă ați vrea să ne specificați nouă trei produse noi deja intenționate la lansați pe piață, legat de piața concurențială, concurența ultima este bună pentru că evită și calitatea serviciilor dumneavoastră. Eu pot să vă spun acum o paranteză, eu am constatat în creșterea calității în ceea ce reprezintă coletele poștale internaționale. I-am și spus domnului director și l-am primit copilul meu
Statele Unite. Și vreo 4 zile a durat, ceea ce am fost surprinsă plăcută. Chiar am găsit o glumă, cum a spus, așa că se simte ceva. Și legat de piața concurentă, care este concurentul, compania care vă concurează, adică concurentul de bază? Ok. Ce să începe? Concurenții noștri sunt mai mulți, sunt foarte multe companii, în funcție de servicii pe care le oferim. În întrebare de servicii financiare, avem un anumit de copii, anumiți concurenți, pe partea de curierat rapid, nu știu, aș prefera să nu intru în detalii care sunt concurenții în mod direct, dar acum avem trei concurenți mari. Partea de servicii financiare. Companiile astea internaționale, gen Western Union și RIA, nu-i considerăm concurenți pentru că au nevoie de infrastructura noastră ca să-și desfășoare activitatea și ne câștigăm bine, așa că suntem complementari. Serviciile financiare le tăiem, ca să zic. Nu, avem doi concurenți serioși și, în general, sunt aceste companii care oferă chioșcurile acelea unde poți să-ți plătești facturile, unde poți să faci, să-ți plătești taxele, impozitele. O companie are, mi se pare, are 13.000 de cutii poștale în toată țara, de cutii dintre astea de chioșcuri, și cealaltă companie, mi se pare, are vreo 3.000 în lumea. Concurăm cu ei. Noi avem 11.000 de poștași, plus 5.600 de locații, probabil suntem încă cei mai mari. Din păcate, noi ne folosim unitățile și puterea la capacitatea. Pe partea de curierat, competiție foarte puternică din partea privatului și competiție loială. Sunt trei firme mari care au cea mai mare parte din piață și încă vreo 4-5 firme mici, unele branduri internaționale, altele branduri locale. Eu mă bucur că există competiția aceasta. E o competiție loială și se vede calitatea în serviciile pe care prestează, le prestăm cu toții și care ne obligă și pe noi să fim mai buni. Și asta este o prioritate, să știți, avem de învățat aici. Partea de scrisori, avem un singur concurent. Nu avem o părere atât de bună despre stilul în care își face, care face business concurentul, dovadă și toate aceste reclamații și strategia prin care există un număr de companii în denumirea asemănătoare, în holding-ul acesta, și în clipa în care apar probleme legale cu o companie, se trec toate contractele cu cealaltă companie. Degeaba se suspende licența pe o companie, că se merge mai departe în cealaltă companie. În clipa în care ți se suspende licența, vă spun că ai probleme majore. Poșta Română n-au niciodată licența suspendată, asta e clar. Deci din stat suntem, avem un preț aici, plus că chiar nu facem treabă. Și așa mai departe. De externalitatea serviciilor care generează costuri. Un exemplu vă dau. Poșta Română cheltuiește între 7 și 8 milioane de lei în fiecare an pe cumpăratul de toner. Plus hârtia, nu de printat. Plus alte componente ale imprimantelor. Plus imprimantele care trebuie să cumpărate. Plus munca de IT care trebuie depusă pentru operaționalizarea imprimantelor. Deci este un întreg sistem pe care cu costuri uriașe și care acolo unde a fost externalizat, s-au văzut reduceri la jumătate. Am mai fi și alte servicii care generează costuri de generat? Foarte multe. Foarte multe. Și care până acum erau în... Se făceam intern, noi cum ne decepeam. Iar din punct de vedere la resurse umane, ce reprezintă externalizarea? Cât se spune și există și personal care se ocupa de aceste servicii? Poșta numai costurile efective. Poșta Română are nevoie de oameni. Deci și administrația centrală de la București o să-și găsească loc în operațional, dacă își dorește să muncească.
A trecut vremea în care aveam prea mulți angajați. De contra, acum avem nevoie de angajați. Dau exemplu ăsta pe sfârșit pe unde merg. Acum avem undeva între 300 de pensioneri în fiecare an. Începând cu 2025-2026, o să avem 1500 de pensioneri în fiecare an. Vă dați seama că noi trebuie să fim pregătiți asupra impactului ăsta. Acum ne e greu să obținem opinii de cei care îi plătesc. Vă dați seama ce o să întâmple în câțiva ani. Două, trei produse noi la care v-ați gândit să le lansați pe... Deci nu inventăm roata, nu facem revoluția la poștă, doar vrem să facem lucrurile bine. Cred că cel mai important produs și ca produs căutat, dar și ca investiție, este acesta de cutii poștale digitale. Aici nu mai vorbim de calitate, nu e evident. Clientul poate să meargă oricând, să-și duce produsul oricând. Dorește de la mii de locații puse la dispoziție în toată țara. Dar putem să oferim aceste cutii poștale în sistem, în sistem extern. Adică o companie, o altă companie de curierat poate să le folosească, nu folosesc acum oficiile poștale, să-și livreze produse. Sau putem să oferim aceste cutii poștale spre folosința clienților care au la rândul lor persoane fizice, alți clienți persoane fizice. Cred că toată lumea a auzit de OLX. Acolo se cumpără un produs, persoana care vinde merge cu el la oficiul poștal, poștașul ia și îl duce la clientul B. Acum, persoana care vinde merge la cutia poștală, lasă produsul în cutia poștală, introduce datele în pe ecran și cumpărătorul primește SMS că poate să se ducă la, în același loc, la aceeași cutie poștală, să-și ridice produsul. Diferența este că în loc să plătești 7 lei, 10 lei la curier, o să plătești 1 sau 2 lei